care îl folosim, da, este XFLR, da, 5. Îl găsiți pe net cu XFLR 5. Dați pe Google, se downloadează, este freeware, open source. Puteți să-l programați și voi dacă vreți, da. Mai mergem și ne luăm un profil. Hai să vedem un... Ce profil vreți să luăm? Unul la nimeni. Asta e... La de elicopter? Păi zi unul de elicopter. RH... Deci am nu văd niciun RH. Ăstea? Road Genesis? Rotorcraft Airfoil, uite. Da, îi dăm save. Da. Acum NASA în Anglia. Ok, ne ducem în module. Xfoil Direct Analysis, da, este tot Xfoil-ul. Îi dăm open. Da. Și deschidem profilul, da, pe care l-am. Și vedem că nu e bun. Da? Am un punct aiurea, am linia asta pe mijloc, asta înseamnă că trebuie să editez profilul. Cum îl editez? Trebuie să edit într-un Excel. Da? Data, get data from exterior, na, from text, all files, delimitat de spații, văd că mi-l delimitează, ok. Ok, există și am să șterg coloana asta, da? Și punctul ăsta îmi generează acea linie, da? De aici, generată de acest punct, unde îmi dă grosimile și astea, mă interesează, îl șterg, da? Am să șterg și ăsta. Ce mă uit? Că el merge de la 0, ajunge către 1, după care o ia de la 0, da? Deci de aceea mi-apare linia aia la mijloc. Asta ce înseamnă? Înseamnă că eu aici, da, trebuie cumva să inversez coloanele astea. Da? Și atunci ca să pot să inversez coloana asta, am să folosesc o formulă. Uite, formula asta. Da? Care zice așa. Index. Numai că o să șterg spațiul ăsta de aici. O să șterg spațiul dintre ele. Da? Azi vedem dacă mi-a lăsat formula. Da? Index de A, adică din coloane am goale, da? Din ele îmi scaz numărul de rând pe care sunt și mi-adun cu 1. Și mi-arăți valoarea, da? Și când am dat Enter, 95001, 95... O să mă duc de aici. Na, trebuie să șterg și ăsta, am uitat. Delete. Hai să iau formula. Da, și acum vedem că e 1 primul, da? Control V. Facem același lucru și pentru coloana B, da? Și vedem că 1 și 0,08 ajung primele, da? Da? Deci ce face formula asta? Îmi ia rândurile și îmi inversează coloanele, da? Și atunci... Dacă aici vin până la 1, de la 1 după aceea trebuie să plec în jos cu următorul, da? Adică trebuie să vin cu ăsta, să mă închei tot cu 0.
Mă duc în fișierul meu. Da, rah, îi dau edit. Șterg asta de aici, primul rând, da? Valoarea asta mă duc, o șterg și introduc inversată, da? Îi dau acum, din păcate trebuie să-i dau spațiu ăsta, nu am cum altfel. Da? Și îl salvez ca îi dau aici all files și o să-i zic bis, da? Ca să pot să le deosebesc, da? Bis. Ok. Acum dacă mă duc în X-ul de la vechi și dacă deschid bis-ul, da? Vedem că a dispărut. Am curățat profilul, da? Acum, ca să mă duc în analiză, da? Avem nevoie, ce am nevoie? Avem să Reynolds, da? Foloseam calculatorul, da, de număr Reynolds. Și aveam altitudinea, da, să zicem 100. Care era viteza? A calculat cineva viteza de stol sau de decolare? 280. Și la tine? Hai să luăm 280, da? Lățimea corzii? Un metru? Lățimea corzii? Da. Zi-mi coarda, cât e coarda? 14 metri? Atunci ce, ai aripă de avion? Nici, aripă, nici avionul nu are atâta. Poate 1,4. Uite acolo o pală de elicopter, o vezi? Uite acolo. În spate, deasupra, la planor. Are undeva la jumate de metru. Nici 1,4. Cam greu pale de un metru. Hai să luăm un 0,4. Da? Deci așa îți dai seama că ai o... Da? Temperatur, incrementul de temperatură. Aici vreau să fie în Celsius. Da? Și... Da, nu. Lăsăm 0 că zicem că e temperatura constantă. Dăm compute. Și ce ne calculează? Două numere. Reynolds-ul. Vedem că l-avem odată când ia în calcul referința de dimensiune, da? Sau un calcul fără. Equivalent mag number, Reynolds number, da? Vedeți că diferă un pic, da? O să luăm pe ăsta în calcul. Da? Și am zis că ne ducem define analysis. Punem Reynolds-ul nostru, da? Și mag-ul. Cine e numărul mac? Raportul între viteză și viteza sunetului. Viteza sunetului, da? Și la tine, dragul meu, viteza de stol e de 200 de metri pe secundă? Viteza de stol e 200 de metri pe secundă? Deja ești în 0.8, deja ești în transonic. Tu decolezi în transonic? Ce avion ai? Migul 21. Deci la decolare? De kilometri la oră. Metri la oră, da. Vreau un metri pe secundă. A, metri pe secundă. Convertește un pic, un metri pe secundă. Două
Da, 77 de metri pe secundă. Da. Deci calculăm din nou. Da, 0,2 Mach. Deși la tine s-ar putea ca pala la decolare să aibă viteza asta de 0,8. Da? Tu ai calculat cât e la tine? La decolare? Da. V-am spus, am pe calculator aici, am pala de mână, am făcut. Dacă la pala de elicopter, la încastrare, ai viteză mică, în capăt atingi un Mach. Da? Haide să luăm undeva între, deci luăm un 7,7, da? Da, și vedem că s-a schimbat Reynolds. Deci nu era. Da? Și Mach-ul este mai mic. Da? Așa că Mach face prostii. Da? Vezi? Te-ai uitat la Reynolds și ți-ai dat seama că tu deja decolezi din supersonic. Da? Encrypt arată de câte ori să facă calculele, da, câte calcule să facă, o să lăsăm 20, da? Ok. Și am definit primul studiu de caz, da? În mod normal, aici trebuia să începem să facem analiza. Partea frumoasă în ăsta la antie, că acum îi dau din nou define, da? Pot să calculez un nou timp, hai să mărim un pic viteza și altitudinea, să zicem că suntem la 1000 de metri, da? Mergem un pic la 90, da? Restul rămâne la fel. Da? Îmi crește un pic Reynolds sau îmi scade. Da? Și Mach-ul la un pic. Da, mi-a crescut Mach-ul un pic. Da? Ok. Da, deci în momentul ăsta am creat două analize, da? Mai am și batch analysis, da? Unde pot să definesc Reynolds, numere Mach, critic, da? Și când să le facă și poate să-mi facă toate analizele odată, dar nu vă pot asta acum, da? Mă duc pe una și în cazul vostru nu o să aveți între 20 și minus 20, putem pune. Eu aș merge între minus 7 și 7 acum. O să fac asta ca să merg mai repede și 0,5 și 0,5. Voi acasă dați între minus 20 și 20. Da? Și dăm analyze. Deci o să meargă mai repede. Sper. Dar cred că totuși ceva nu mi-a luat bine. Îmi dă Reynolds-ul 0. Da? Cred că ceva nu e bine. Haideți să vedem dacă pot să editez. Reset. Că știe să facă cu ăsta. Să dăm un Google.
number, da? Deci îl punem așa, să vedem că acum, și cred că asta o să fie diferență, problema. Da? Acum l-a luat. Da. Deci nu știe cu E7, E5. Da? Deci trebuie să convertiți. Haideți să o mai luăm și pe prima. 100 cu... Am zis că era așa 80. Da? Convertim și pe ăsta. Excel-ul știe, el nu știe. Da. Da. Și mai 0234. Da? Și zicem, aici era decolare, da? Ok. Minus 7 la 7. Hai să-i dăm. Analysis. Bine, că nu i-am dat automat, nu știu dacă mi-a luat Reynolds-ul bine, da? A, mi l-a luat 0, uite, vezi că 0, nu, tot. A luat Reynolds-ul bine. Da? Deci așa ne dăm seama că e ceva în regulă, da? Ne uităm aici la valori. Yes. Define analysis. 0234. Nu l-a luat bine. Da. Îi lăsăm automat. Da, acum l-a luat, uite, vezi? Da, trebuie să avem grijă la Reynolds, da? Păi dacă ne ia Reynolds 0, nu face analiza. Da, pornește cu minus 7. Mi se pare că X-ul este și se mișcă mai repede. Nu, calculatorul meu nu se mișcă. Pe calculatorul ăsta la merge instant. Acum că vă și înregistrez, că vă și... La Reynolds mi l-a luat, ăsta mi l-a luat. Dar nu converge, uite, vezi? Da, nu știu, converge. Nu converg soluțiile, nu-mi generează informații, dar nu știu de ce. Am ajuns la 0. Vedem când termină ce mi-a dat. 2. Nu are bug-uri. Perfect. 5. Dar nu mi-a făcut nicio convergență. Poate nu-i place Reynolds-ul să fie cu copy-paste. Da, e posibil. Sau cu punct, sau cu... Am points argente. Nu a convers niciunul. Hai să vedem. Define analysis. Hai să-l băgăm de mână.
Da, deci era 2.173.000. Da? Analysis, define analysis, hai să facem și unul mai mic. 1.000.000. 1, 2, sunt 6. 3, 3, 3, ok. Și unul de 100.000, să vedem. Nu, că știe și de asta, dar nu vrea ce îi dăm noi. Hai să-i dăm de la 0, să vedem ce se întâmplă. Nu converge nici cum ea. Nu merge la viteza asta. Sau să-i mărim viteza. Hai să-i dăm 0,4. Hai să-i dăm ca să vedem, să mai scurtăm din timp. Nu, nu converge nici aici. Mai să fie mai. Cu 0,1, care e la cu 0,1? Asta. Nu vreau! Facem un alt atunci, așa. Design. Da, deci pare să fie ok. Nu, bagi un AK25. Pot să bag mai multe profile. Da, haideți să vedem ăsta dacă îi dăm analysis. Analysis 1000 cu 0,1. Uite, ăsta converge. Deci bun. Sau nu merge la variantele astea. Ăsta nu converge. Nu-s bune vitezele. Vreau să mi le dai pe alea tale. Urcare 16,38 km/h, croazieră 324, coborâre 16, aterizare. Nu, nu converg punctele. Da. Hai să dăm mai multe. Nici nu știu. Delete. Hai să creăm un nou. Define analysis. 1.000.000. Mai, 50. Ok. Nu.
Nu, nu converge nici ăsta. E oriceva cu profilul. Problema asta ați avut-o și cu X-Foil-urile vechi? Cu profilurile de pe site-ul ăla. Deci NACA-urile le făcea bine mersi. De la minus 20 la 20 bine mersi le făcea și ăsta unele se opreau la 7. La care se opresc la 7, nu. Okay. Dar la ăsta, că asta vreau să vă arăt. La ăsta la care a mers, da? Mi-au desenat cel de alfa, da? Aici avem, putem să facem o animație, da? Și putem să vedem, da, de data asta, și distribuția de presiune, da? Și siajul, da? Între 0 și 7, da? Și dacă îi dăm export, da? Ca text. Când deschid fișierul, este exact ce aveați voi nevoie ca să construiți după aia, na, polarele și le aveți și aici, știți cam cum arată graficele, na. Dar hai să vedem de ce nu merge ăsta. Asta e mai ceea ce zice. Thickness, vezi, nu avem datele astea. Edit description. Dacă nu e normal, da? Datul ăsta ne dădea coordonatele. The coordinates or the stars, așa, the wrap around the leading edge to lower sweat training edge. Primele coordonate de la, cred că ne dă poziția. Hai să vedem dacă putem medita. Haideți să-l ștergem. Am impresia că l-am suprascris de două ori, știi? Vedem cum o facem și pe ăsta să funcționeze, nu? Deci știți că așa vă pun în discuția voastră, da? Da? Alo? Haideți să încărcăm BIS-ul încă o dată. Da? Ne-a dat numărul de panouri. Optimize. Ok.
Alpha 0, Reynolds, Mach and Crit. Noi hai să punem 20. Ok, foil, așa. Vedeți, nu avem thickness at chamber. Da, haide să punem aici. Da, deci dă grosimea 0, de asta nu merge. Ia uite, mi l-am închis. Să vedem ce generează X-ul RU și ce ne cere în plus. Da? Generăm din nou NACA-ul. Am module X-foil. Design NACA-foil. Am zis că e 2215 cu 100 de panouri. Da? Ok. Right. Așa. Astea sunt sonatele. Manage foil. Export. Ia să vedem cum ni-l salvează el. NACA dat. Ia să vedem. Ce ne trebuie? Da, deci nu a dat NACA-ul, dar nu ne-a dat nimic altceva. Hai să modificăm și noi ăsta la fel, la bis-ul. Bis, da? Hai să ștergem spațiul ăsta, să ștergem da, spațiul dintre ele, că văd că asta era la NACA, nu? Da, deci era fără spațiu. Ok, să nu mai punem bara asta. Așa. Aici, ce se întâmplă? Aici sunt niște diferențe între ele, da? Hai să vedem. Punct 0, 0. Da? Și aici se duce prea mult, da? No space. Da, se pare că sunt niște diferențe de formatare. Da, deci trebuie să avem grijă să nu fie diferențe de formatare, că și, din, și de aici pot apărea problemele, da? Păi ce faci? Reeditez fișierul, da? Pentru că multe probleme apar din editarea fișierului. Nu-l importă cum trebuie, da? E profil. Da? Chiar dacă arăta bine profilul, e posibil să nu-l importe bine, da? Adică că nu ne dădea grosime, nu ne dădea nimica.
Așa. Și acest 00 să-l scriem exact cum e aici, cu mai multe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, să zicem. Salvăm. Da bisul. Haideți să-l importăm din nou. Open. Bis. Uite, acum knockout ăsta. Tot cu ăsta, dar să vedem dacă în design manager file. Nu ne dă grosime la el, vezi? Și ne dă eroare. Dă crash, da? De asta nu face nici... cumva ceva eroare la puncte, la coordonate acolo. Nu se închide bine... Foil, current foil, optimize, nu, foil, current foil, refine globally, hai să-i băgăm 100 de paneluri, da? Vezi, și aici mi-a dat o problemă când i-am dat discard. Da? Da, deci dacă ne uităm aici, da? Vedem că este o eroare la bot, da? Deci ce fișierul ăsta, deci de la 1 merge către 0. Hai să mai băgăm încă un 0,0 aici, 0,0, da, și 0, să mai punem o dată coordonatele astea. Știți că am șters un set de coordonate, da, save, oh, ce am făcut, no, control Z. Nu, la bis. Bis data. Și coboară la 0,0. Pleacă de la 0,0, ajunge la 1. Și am pus 1 de 2 ori. 1 de la 0,7. Hai să mai băgăm un 1 și un 1. Da? Mai băgăm aici un 1 și un 1. Da? Asta poate rezolva problema. Ați văzut că taie botul prea drept. Da? Ia să vedem. Ștergem. Open. Și luăm bisul. Da, tot aia. Și mai îmbar o linie acum aici. Bis. Linia 0,0 și m-am mai băgat o linie aici între astea două. Chiar am mai băgat un 1,1, uite, mi-a făcut aici, deci nu. Hă.
Noi să le băgăm invers, să plece de aici către 1. Cut. Ia să vedem cum ne-au generat asta pe NACA. N-au plecat de la 1, s-au dus la 0 și s-au întors iară la 1. Deci trebuie să plece de la 1. Na, vine la 0. Și pe aia se întoarcă iar la 1. Să vedem, poate de asta nu merge. Na? Și atunci 100 îl șterg. File save. Delete. Acum când îl import. Dacă nici acum nu merge, nu știu ce am mai putea să facem la fișier. Uite. Da, mi-a dat și grosime și tot acum. Da, deci nu acceptă decât coordonatele care pleacă din 1, se duc în 0, merg în 0, iar în 1. Da? Uite, acum mi-a dat și grosime, mi-a dat și camber, mi-a dat tot. Da? Și acum că mă duc și define analysis, da? Deci nu era Reynolds-ul de... Da? Bine, poate era și Reynolds-ul, dar vedem acum dacă mi-l ia. Să-i dăm Ctrl-V, da? Și zic că Mac-ul era aici 0234, da? 20 de puncte, da? Ok. Vezi, acum avem camber, avem toate, da? Noi să-i dăm de la un minus 7 la 7, da? Să vedem acum că merge. Ce ziceți? Merge? Nu merge, mă. Nu vrea nici acum să meargă. Da, pentru că a luat Reynolds-ul 0. Nu, nu. Da, nu l-am convertit, da. A luat Reynolds-ul 0 și de aia, da, deci trebuie să avem grijă. Vezi că aici ne și zice. Da, analysis. Iar dacă eu am pus Reynolds-ul ăla așa cum vrea el, nu-l vrea el. Da, deci trebuie să-l dau. Da, deci 2.173. Da. 2.173.600. Acum l-a luat, da? Și zișat, pac! Dacă a luat Reynolds-ul, da? Am mers la minus 7, după aia, uite, merge. Acum ți arată cum face, uite, vezi că converge, da? Ai văzut cum converge eroarea. Da? Și acum ți-a construit polara. Da? Deci eroarea de profil trebuie reparată, avem grijă la Reynolds, da? Dar oricum facem mai repede decât X-foil-ul vechi, da? Dăm o animație, da? Să vedem ce se întâmplă, da, de la minus 7 la 7. Hai să vedem ce se întâmplă cu câmpul de presiuni, da? Și siajul, da? Mai frumos, da? Doar că asta este o singură... Da? Este o singură... Pentru un singur regim, da? Poți să le creezi pe toate. Da? Am terminat. Mă duc. Da? Dau click. Export. Da, export TXT și pot să-i zic că aici eram la decolare. Da? T1. Decolare. Da? Am și regimurile, am și Reynolds-ul. Dau save. Deschid și de aici v-am arătat data trecută, acum le import în Excel și construiesc, da, folosind scatter plotter, ce v-am arătat mai devreme, da, alfa, cel versus alfa, da, și acest cel versus alfa, cel în sus, alfa în dreapta, în jos, la X, da, celul la Y, CM versus alfa, cel versus CD, așa, hai să punem aici current graph, dăm double click, ce vrem să fie, deci avem CL versus CD, CL versus alfa, CM, CD versus alfa ne interesează,
Bac, cum arată CD-ul versus alfa, da? CL versus CD, CL, CM. Și deci aici putem numi ce vrem să vedem, da? Și Reynolds 1, CL versus, nu știu, hai să vedem, CL min versus alfa, da? Da, aici ne arată el graficele, da? Putem să, current graph, export, dacă vreau să-l și export, da? Și îmi dă datele numai pentru el, da? Da? Și vă dă punctele doar pentru graficul ăsta, da? Da? Și am zis că mai există și varianta de design batch analysis, da? Unde dau eu câte Reynolds-uri vreau. Da? Hai să mai șterg din ele. Da? Le dau numai de 3. Da, acum 3002 merg și un pic și măresc viteza. Da? Alfa de la 0, hai să zicem la 5, ca să meargă repede, să puteți vedea. Ok, analiză completă. Da? Și acum mi-a făcut toate. Da? Vedeți toate solarele pe el, da? Da. Și în funcție de polară, da, puteți să o vizualizezi una pe cealaltă, da? Asta îmi șterg, să o dau să o analizeze din nou. Da, deja merge mult mai repede, da? Pe același grafic pus toate polarele pe care le-am calculat. Da? Pot să ard numai una. Aveam și un hide aici undeva. Hide. 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 Nu, nu mi-a arată, nu mi le ascunde. Da, și dacă îi dau animație, dar le văd pe toate. Da, mă duc pe un punct. Da, și când mă duc aici, văd și unde sunt pe punctul ăsta, da? Da, vreau să văd la unde, unghiul alfa de 5, cât e portanța, cât e tot. Da, deci acum v-am acoperit toate erorile care pot apărea. Da?